doamnelor consilieri, vă zic bună ziua, onorat prezidiu, la fel, bună ziua, bine v-am găsit. Deci am fost convocați joi 10.03.2022, ora 13. Sunteți invitat pentru a participa la ședința ordinară a Consiliului Local Orbeni, județul Bacău, care se va desfășura în sala mare a primăriei Comunei Orbeni, din satul Orbeni, strada Luzi, numărul 178, Comuna Orbeni, județul Bacău, unde va fi supus analizei de dezbatere următoarele proiecte al ordinei de zi. Avem pe ordinea de zi 8 proiecte. Dau citire proiectului numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii execuției bugetare pentru anul 2021, inițiator primar Popa Costache. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al OATC Orbeni pentru anul 2022, inițiator primar Popa Costache. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării planului de analiză și acoperirii a riscurilor, inițiator primar Popa Costache. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 4 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al deșeurilor solide în județul Bacău, inițiator primar Popa Costache. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general și a cererii de finanțare pentru obiectivul de investiție cu denumirea modernizare drumului de interes local în satele Orbeni și Scurta, străzile Dos Orbeni, Biserica Cioca, consolidare pod punct Chiorcea, sat Scurta, construire pod punct Sumănaru, sat Orbeni, construire pod punct Albert, sat Orbeni, construire pod punct Damian, sat Scurta, construire pod punct Urzicaru, sat Scurta, Comuna Orbeni, județul Bacău, Comuna Orbeni, județul Bacău, inițiator primar, discrisă de două ori, primar Popa Costache. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general și a cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții cu denumirea modernizare drumuri de interes local în satele Orbeni și Scurta, străzile Țarnă, Luzi, Brutăriei, Petriș, Viilor, DE 1631, Nicolae Negri, Salcâmilor, Luminii, Grigore Bădârcă, Șipote, Făinești, Cucovei și construire pod Biserica Alba, Biserica Nouă al Bradului, din Comuna Orbeni, inițiator primar Popa Costache. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general și a cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții cu denumirea modernizare drumuri locale DR 250, DR 158 și consolidare pod PUP Vadul Chirite din Comuna Orbeni, inițiator primar, domnul Popa Costache. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general și a cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții cu denumirea modernizare drumuri, interes local în satele Orbeni și Scurta, construire pod în punctul Biserica Capela, adormirea Maicii Domnului, în sat Orbeni, din Comuna Orbeni, județul Bacău, inițiator primar Popa Costache. Spre analiză, avizare și formularea evenimentelor amenajamente de către membrii comisiilor, mă citesc și asta la urmă. Da? Da, sunt gata, cel din 4 puncte. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Nu. Deci domnul Cadeuice, Dan Moraru, și abține. Și
se pare ceva nou. Ce vreau să mă fac. Da, s-a votat. Subiectul pe discuții aș fi promovat. De ce? Acum, da, s-a votat în ordinea de zi. Conform procedurilor, dăm cuvântul domnului secretar general al Comunii Oradea să dea citire da, cererii de la ședința trecută. Bun, voi citi cât se poate direct de procesul verbal al ședinței anterioare, din 31.1.2022. Astăzi, 31.1.2022, are loc început cu ora 12 și cu desfășurare în sala de ședință a primăriei Comunii Orbeni din satul Orbeni, strada Luz, numărul 178, Comunul Orbeni, județul Bacău, ședința ordinară a Consiliului Local Orbeni, unde vor fi supuse analizei și dezbaterii proiectele înscrise pe ordinea de zi aferentă cu participarea unui număr de 13 consilieri. În deschiderea ședinței de astăzi are cuvântul președintele de ședință, care dă citire proiectului ordinii de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare de la nivelul UAT Orbeni, județul Bacău, pentru anul școlar 2022-2023, inițiator primar Popa Costache. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor necesare în vederea aducerii la îndeplinirea constatărilor din raportul de follow-up numărul 62.156 din 2021, încheiat în urma acțiunii de verificare a modului de ducere la îndeplinirea măsurilor dispuse prin decizia numărul 44 din data de 23.12.2019, împreună cu decizia 44/1 din 23.12.2021 de prelungire a termenului de realizare a măsurilor dispuse prin decizia 44 din data de 23.12.2019, inițiator primar Popa Costache. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie, martie, aprilie, inițiator primar Popa Costache. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a imobilului teren plus construcție aparținând domeniului public al Comunei Orbeni, județul Bacău, situată în incinta dispensarului uman din Comuna Orbeni, sat Scurta, strada principală numărul 702, județul Bacău, inițiator primar Popa Costache. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a caietului de sarcini pentru obiectivul de investiție amenajare curte interioare școala primară numărul 3, sat Scurta, în sat Scurta, Comuna Orbeni, județul Bacău, inițiator primar Popa Costache. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri ce vizează îmbunătățirea activității de gospodărire și înfrumusețarea Comunei Orbeni pe anul 2022 a obligațiilor și responsabilităților care revin instituțiilor publice, agenților economici, cetățenilor, pentru buna gospodărire a Comunei Orbeni și respectarea condițiilor de mediu, precum și stabilirea sancțiunilor. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni, lucrări de interes local pentru anul 2022, în vederea repartizării orilor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, pentru persoane condamnate penal și obligate să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității, dar și pentru persoane sancționate să presteze o muncă în folosul comunității pentru anumite fapte ce constituie contravenții. Inițiator primar Popa Costache. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a devizului general pentru realizarea obiectivului construire și dotare cămin cultural sat Scurta, Comuna Orbeni, județul Bacău. Inițiator primar Popa Costache. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții CNISA a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții pentru construire și dotare cămin cultural sat Scurta, Comuna Orbeni, județul Bacău, inițiator primar Popa Costache. Se solicită intervenție, nu sunt solicitări, se supune la vot, se înregistrează următorul rezultat, 13 voturi pentru. Are cuvântul secretarul Comunei Orbeni, care dă citire procesului verbal al ședinței anterioare. Președintele de ședință solicită intervenții, nu sunt solicitări, se supune la vot, se înregistrează următorul rezultat, 13 voturi pentru. Președintele de ședință solicită prezentarea materialelor înscrise la punctul numărul 1 al ordinii de zi, proiectul de hotărâre cu rețeaua școlară. Are cuvântul primarul Comunei Orbeni, care dă citire materialului aferent acestui punct de pe ordinea de zi. Se solicită intervenții, nu sunt solicitări, se supune la vot, este înregistrat următorul rezultat, 13 voturi pentru. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor necesare în vederea aducerii la îndeplinirea constatărilor efectuate de reprezentanții Camerei de Conturi Bacău. Are cuvântul primarul Comunei Orbeni, care dă citire materialului aferent acestui punct de pe ordinea de zi. Se solicită intervenții, domnul Fantu Viorel solicită clarificări raportat la termenul de follow-up utilizat în prezentare. Are secretarul Comunei Orbeni, are cuvântul, în traducere directă, acesta înseamnă a urmări, în cazul nostru acesta ar putea desemna toată activitatea de urmărire, aducere la îndeplinirea măsurilor dispuse. Se solicită intervenții, nu sunt solicitări, se supune la vot, este înregistrat următorul rezultat, 13 voturi pentru. 3. Proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.
are cuvântul primarul Comunei Urbeni care dă citire materialului aferent. Se solicită intervenții. Domnul Jimia Tudorel îl propune pe domnul Moraru Nicolae. Se solicită noi profunde, nu sunt formulate, se supune la vot, este înregistrat următorul rezultat, 13 voturi pentru, 4. Proiectul de hotărâre privind încheierea spațiului de la dispensarul uman Scurta. Are cuvântul primarul Comunei Urbeni care dă citire materialului aferent acestui punct de pe ordinea de zi. Se solicită intervenții. Domnul Moraru Dan Constantin solicită comunicarea numelui societății care și-a manifestat intenția de a încheia spațiul de la Scurta. Primarul Comunei Urbeni informează. Societatea se numește SC Elena Chineto Sim SRL. Domnul Moraru Dan Constantin, din ceea ce știu, pentru procedura de licitație va mai trebui încă o societate. Primarul Comunei Urbeni, da, momentan avem o cerere de interes. După ce vom lansa procedura prealabilă, își vor manifesta intenția și alte firme, așa cum am avut și la farmacie, care într-un timp relativ scurt va deveni operațională, deja se lucrează la autorizări, dotări și tot ceea ce trebuie pentru derularea activității. Se solicită noi propuneri, nu sunt formulate, se supune la vot, este înregistrat următorul rezultat, 13 voturi pentru, 5 proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice a proiectului de sarcini pentru obiectivul de investiții amenajare curte interioară de la școala numărul 3 sat Scurta. Are cuvântul primarul Comunei Urbeni care de citire materialului aferent. Se solicită intervenții. Domnul Moraru Dan Constantin, din ceea ce știu, obiectivul la școala numărul 3 Scurta este unul nou. Aș vrea să știu de ce acest proiect privind amenajarea curții nu a fost inclus în proiectul inițial de construire a imobilului edificat, respectiv școală. Domnul primar, proiectul acesta de edificare a școlii și în toate cazurile nu au fost inclus, nu a avut inclus și proiectul de amenajare a spațiilor ce deservesc aceste construcții, acestea căzând în sarcina autorităților locale spre a fi realizate. Acolo se vor monta pavele cu toate lucrările de îndreptare, așezare, compactare, stratul de petiș, nisip, vor realiza prin șanțuri de captare, colectare apele care vin și afectează puțul și intervenția asupra gardurilor care vrem să fie opace față de restul proprietăților. Domnul Popa Nicolae, apreciez interesul autorităților de a amenaja acel spațiu cu destinație școlară pentru a crea condiții optime copiilor. Intervenție foarte utilă va fi aceea de colectare a apelor de pe acel mal și astfel va fi protejat puțul. Are cuvântul domnul Fantu Viorel. Îmi amintesc că și la școala numărul 1 Scurta, prin PNDR 1, a fost realizată construcția pe care o știți și că la acea dată soluția proiectantului a avut în vedere întreg ansamblu, școală, curte amenajată și împrejurii. Are cuvântul primarul Comunei Urbeni, mi-aduc aminte și eu că proiectul realizat în acea locație a avut în vedere doar construirea școlii pentru amenajarea curții cu pavele, bănci și așanțului betonat. A fost întocmit un contract separat în sumă de 70.000 lei. Cu toții putem observa că aceste lucruri de construcție nu vin cu soluții de amenajare pe zona de alei, spații verzi, împrejmuiri, etc. Se solicită noi propuneri, nu sunt formulate, se supune la vot, este înregistrat următorul rezultat, 12 voturi pentru, abținere din partea domnului Moraru Dan Constantin. 6. Proiect de hotărâre privind programul de măsuri ce vizează îmbunătățirea activității de gospodărire și înfrumusețarea Comunei Urbeni pentru anul 2022. Are cuvântul primarul Comunei Urbeni care dă citirea materialului aferent acestui punct de pe ordinea de zi, se solicită intervenții. Domnul Popa Nicolae, am avut în trecut o idee de a așeza pe traseul Praielor Scurta și Urbeni unele capcane pentru a colecta peturile, pe care am avut ocazia să le văd funcționale atât în alte țări din Europa, cât și în unele localități. Este adevărat puține. În România insist ca acest proces, acest proiect să nu fie abandonat. Se solicită intervenții. Domnul Gălățeanu Sorin, gunoaiele și în special peturile vin odată cu ploile abundente și apele mari. Domnul Moraru Dan Constantin, ar fi de văzut dacă cei de la Apele Române ne dau voie să facem astfel de intervenții. Domnul Popa Nicolae, da, atât timp cât nu vorbim de construcții, ci de simple opreliști și în care acestor tipuri de deșeuri recuperabile și să nu uităm că și la nivel de București a fost utilizată această metodă. Domnul primar, cred că cel mai bine ar fi să găsim alte soluții și de aceea, prin montarea de camere de la vedere și în perioada imediat următoare, vă anunț că vom confecționa un număr de cuși de preluare de la populația acestor peturi. Totul pornește la educație și dacă prin școală, în familie, prin acele pancarde de avertizare, am reușit să determinăm populația să înțeleagă că nouă ne facem rău cu aceste depozitări necontrolate, în condițiile în care operatorul de salubrizare pe care îl plătim ne ridică gunoiul de la poartă, am avut acțiuni de strângere de peturi și am reușit să colectăm sute de saci, acțiuni de acest tip le vom continua cu resursele pe care le avem. Domnul Moraru Dan Constantin, este adevărat că în fiecare an trebuie să actualizăm acest plan, se pare că anul acesta are unele schimbări, dar care sunt insesizabile, legat de anexa numărul 1, măsurile au un caracter general și de aceea vin cu propunerea să individualizăm zonele, sectoarele pe care este necesar să facem investiții, intervenții și aș dori ca împreună să stabilim și fiecare consilier să aibă un sector și astfel să ajutăm executivul să acopere zonele care
Din ceea ce am văzut anul trecut, nu au fost avute în vedere. Am văzut și văd porțiuni importante din albile poraielor care nu au fost atinse, copaci care au fost tăiați de pe domeniul public și în urmă au fost lăsate crengile rezultate și de aceea consider că efortul trebuie să fie comun. Domnul primar, Dane, dă-mi voie să spun că am intervenit cam în toate zonele cu utilajele și persoanele pe care putem conta în astfel de acțiuni, dar la scurt timp după aceste intervenții găseam aproape la fel sau chiar mai rău decât am lăsat după intervenție. Vă dau un exemplu, la Vadul Chiriții, saci aruncați cu diverse gunoi, aruncate din camionete. Nu am momentan probe care să-mi permită să indic vinovatul, dar înțeleg de ce, nu înțeleg de ce nu folosesc serviciul de salubrizare pe care îl plătim. La fel, pe Păraie am surprins ceva timp în urmă, împreună cu viceprimarul, un pădurar care arunca diverse gunoaie. Nu mă așteptam atât în cazul lui, cât și altor persoane la care pot spune că aveam pretenții, dar cu toate acestea recurg la astfel de practici. Degeaba muncim dacă efortul de a avea o localitate mai curată nu este comun. Domnul Moralu Dan Constantin, am venit anterior cu o solicitare cu proprietarul administratorului canalului de la izvor și nu am primit răspuns. Acel canal colmatat creează probleme celor care au terenuri în zonă, la fiecare ploaie inundă terenurile din zonă. Domnul primar, am vorbit la ANIF, dânsii nu le au un inventar, nu și le asumă și ne-au spus că toată treaba cade în sarcina proprietarilor de teren din zonă, a fermierilor care a trebuit să-și protejeze culturile. Proprietatea primăriei urbane nu se extinde în acea zonă, din ceea ce știu. Domnul Moralu Dan Constantin, legat de drumurile adiacente 85, primarul cum știți foarte bine că proprietățile oamenilor se întind până la limita cu drumul și nu au fost avute în vedere drumurile laterale pentru circulația tractoarelor sau utilajelor. Nu știu în ce măsură putem noi acum interveni și crea acele drumuri laterale fără expropiere în masă. Domnul Gălățeanu Sorin și cu toate acestea, 85 rămâne cel mai bun drum din Moldova. Se solicită intervenții. Domnul Fantu Viorel, cred că nu trebuie să pierdem esența oricăror obiective care trebuie să fie în primul rând aceea de a respecta și proteja tot ceea ce s-a făcut și se face, pentru că toate au presupus eforturi mari, legătură, cheltuieli și ar fi păcat ca toate acestea să nu constituie o bază de plecare pentru orice dezvoltare viitoare. Aceasta este zestea noastră. Se solicită votul. Domnul Moralu Dan Constantin, eu mi-asum în continuare propunerile mele, chiar dacă discuțiile au atins și alte zone, practic, amendamentele sunt ale mele. Se supune la vot propunerea domnului Moralu Dan Constantin privind împărțirea pe zone, sectoare a localității care să cadă în supravegherea fiecărui consilier local. Domnul Fantu Viorel, personal, sunt de acord, dar din experiență vă spun că nu se va îmbunătăți cu nimic situația. Se supune la vot, se înregistrează următorul rezultat. 3 voturi pentru, din partea domnului Moralu Dan Constantin, Fantu Viorel și Popa Nicolae și 10 abțineri. Domnul Moralu Dan Constantin, mai era un amendament, domnul Fandu, care este acela, mai spune-l o dată. Domnul Moralu Dan Constantin, l-am dezvoltat la momentul potrivit anterior dării de la ieri, de la subiect. Sunt nemulțumit de faptul că sunt stabilite măsuri mult mai clare, că nu sunt stabilite măsuri mult mai clare cu sancțiuni în condițiile în care în comun asistăm la distrugerea ale drumurilor de către unii fermieri, șanțuri colmatate care inundă terenurile și ne plângem de 30 de ani din lipsa apei potabile și a drumurilor. Domnul Moralu Dan Constantin, m-am referit la modificarea anexei 1 în sensul indicării concrete a unor zone, în mod punctual, care să fie avute în vedere și asupra cărora să se intervină anul acesta, deoarece știu prea bine că anul trecut nu a fost avut în vedere. Vă rog să aveți în vedere cum arată și drumul Orgen-Parava. Are cuvântul primarul Comunei Orbeni, eu am voie să intervin doar în intravilanul comunii și pe drumurile care sunt în administrarea noastră, nu în extravilan, pe drumul care aparține de Consiliul Județean Bacău. Legal nu pot interveni. Se solicită votul pentru acest amendament. Se înregistrează următorul rezultat. 2 voturi pentru, din partea domnului Moralu Dan Constantin și a domnului Fantu Viorel, o abținere, domnul Popa Nicolae, și 10 voturi împotrivă. Domnul Moralu Dan Constantin, am rugămintea de a păstra un cadru civilizat și clar delimitat între toate intervențiile și toate dialogurile purtate pe temele supuse dezbaterii. Se solicită votul final, se înregistrează următorul rezultat, 12 voturi pentru, un vot împotrivă din partea domnului Moralu Dan Constantin. 7. Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni de lucrări de interes local pentru anul 2022 în vederea repartizării orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social pentru persoane condamnate penal și obligate să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității, dar și pentru persoane sancționate să presteze o muncă în folosul comunității pentru fapte ce constituie contravenții. Are cuvântul secretarul Comunei Orbeni care dă citire materialelor aferente, se solicită intervenții, nu sunt solicitări, se supune la vot, este înregistrat următorul rezultat, 13 voturi pentru. 8. Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a devizului pentru realizarea obiectivului construire și dotare cămin cultural în sat Scurta, Comuna Orbeni.
Are cuvântul primarul Comunei Elbeni, care dă citirea materialului aferent acestui punct de pe ordinea de zi, se solicită intervenții. Domnul Irimia Tudorel, ideea este foarte bună. De când mă știu, acolo a fost cămin cultural, apreciez această inițiativă și o susțin. Și cei din Scurt au nevoie de un cămin cultural pentru nevoile oamenilor din Scurt, așa cum și locuitorii satului Orbeni au cămin cultural. Domnul Morar Dan Constantin, îl felicit pe domnul primar pentru proiectul în sine și pentru implementarea acestuia și îmi doresc să nu se creeze o presiune nejustificată pentru bugetul local și sper ca aceasta să nu adâncească separarea dintre sătenii din Scurta respectiv Orbeni. Având în vedere că în satul Orbeni există un cămin cultural destul de modern și care nu este folosit la capacitate, ansamblul folcloric este prezent mult prea puțin ca și activitate culturală. Domnul Popa Nicolae, această intervenție este necesară și are locul bine meritat și poate uni comunitatea. De asemenea, vă duc la cunoștință că în satul Scurta, în caz de calamități, nu avem condiții și capacități de cazare. Din acest motiv îl văd necesar. Domnul Gălțanu Sorin, cred că pandemia a mai redus din activitatea ansamblului. Se supune la vot, se registrează următorul rezultat, 12 voturi pentru, un vot împotrivă din partea domnului Moral Dan Constantin. 9. Proiectul de hotărâre privind punerea la dispoziție, predarea amplasamentului în vederea edificării căminului cultural din sat Scurta. Are cuvântul primarul Comunei Elbeni, care de citirea materialului aferent acestui punct de pe ordinea de zi, se solicită intervenții, nu sunt solicitări. Se supune la vot, se înregistrează următorul rezultat, 12 voturi pentru, un vot împotrivă din partea domnului Moral Dan Constantin. Domnul președinte de ședință, declară închise lucrările prezente ședințe. Acesta a fost prezent procesul verbal și ședinței anterioare. Da, ca să continuăm, dăm citire punctului numărul 1. Supuneți-l la vot. Să punem la vot materialul prezentat de domnul secretar. Înainte de asta, am o mică intervenție, dacă îmi permiteți. Vreau să vă atrag atenția, domnule președinte. Am ascultat cu toții procesul verbal al ședinței anterioare, redactat și prezentat de domnul secretar. După cum s-a observat, opinia mea care s-a exprimat prin vot nu a fost doar împotrivă în permanență, ci doar acolo unde am considerat că sunt derapaje. La fel și asta se va întâmpla. Unde consider că sunt derapaje, nu voi vota. Deci nu am o linie în continuă de a fi doar împotrivă. Doar am vrut să vă atrag atenția. Vă mulțumesc. Deci, să punem la vot materialul prezentat de domnul secretar general. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu se abține nimeni? Împotrivă, tot domnul Morar. Vă mai atrag în toată atenția. Am votat pentru și v-aș ruga să... Nu ai ridicat mâna. Ba, am aruncat. Să vă reorientați către cum. Nu ai ridicat mâna, că am fost atent la tine. Că sunteți siguri pe ceva? Da, că l-ai întâmplat. Să v-a întâmplat, lăsați. Nu te oprești nimeni. Dăm citire punctului numărul 1 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii execuției bugetare pentru anul 2021. Inițiator, primar Popa Păsari. Cuvântul domnului primar. Să dau citire referatului de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al Comunei Orbeni de trimestrul 4 din anul 2021. În conformitate cu prevederea articolului 49 aliniatul 12 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, legea 571/2003 privind codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie, octombrie și pentru trimestrul expirat și cel mai târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali decrete au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare al veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului să nu se înregistreze plăți restante, iar diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anterior utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent pe de o parte și suma plăților efectuate și a plăților restante pe de altă parte să fie mai mare decât zero. Potrivit datelor prezentate în raportul privind execuția bugetului comunei pe trimestrul al doilea din 2021, datorită unei juste utilizări a fondurilor, nu se impun măsuri de redimensionare a cheltuielilor prin rectificare bugetară.
Față de cele menționate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat. Și eu să vă dau câteva cifre. Bugetul propriu al Comunei Orbeni, elaborat, aprobat și executat în conformitate cu prevederile articolului 49 din alineatul 12 al legii 263/2006, privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, a legii 15 din 2021 a bugetului de stat, a legii 571 privind codul fiscal și cu modificările și completările ulterioare, la 31.12.2021, situația exercițiului bugetar se prezintă astfel. La secțiunea de funcționare. Venituri secțiunea de funcționare propus inițial 4.390.000, prevedere cumulată pe toate trimestrele 5.378.600, încasări realizate 4.420.931, realizat 82,2% din prevederi. Cheltuieli secțiunea de funcționare 4.390.000, prevederi anuale inițiale, 5.378.600 prevederi bugetare trimestriale cumulat definitive, realizări 4.714.248, realizat 87,65% din prevederile cumulate, având un excedent de 293.317 lei. La secțiunea de dezvoltare, venituri din secțiunea de dezvoltare 2.729.000, prevederi definitive 3.667.350, încasări plăți efectuate 2.580.298, realizat 70,35% din prevederi. Cheltuieli secțiunea de dezvoltare, prevederi bugetare anuale inițiale 3.487.900, prevederi bugetare trimestriale cumulat definitive 4.165.350, încasări plăți efectuate 3.253.868 lei, prevederi realizate ca procent 78,12%, excedent 673.570 lei. La sursa EPE autofinanțate avem venituri propuse inițial 578.000, definitive 578.000, realizate 364.636, deci un procent de 63,09%, cheltuieli 578.000, inițial și final 578.000, realizat 346.189 de lei, procent 59,90%, excedent 18.447. Administrarea și utilizarea resurselor s-a făcut cu respectarea legii 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare, a legii 82/91 a contabilității, utilizând indicatorii din sistemul finanțelor publice, respectând procedurile și principiile contabile specifice. Execuția bugetară a trimestrului al patrulea din anul 2021, propusă spre aprobare, reprezintă poziția și performanța financiară a Comunei Orbeni, precum și informații referitoare la activitatea desfășurată în condiții de echilibru bugetar și în interiorul coordonatelor financiare aprobate prin bugetul propriu. Din analiza execuției prezentate, reiese că nu sunt necesare niciun fel de măsuri de redimensionare a cheltuielilor. Și o să trec în revistă și proiectul de hotărâre cu preambule. Având în vedere raportul compartimentului de resort, din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Orbeni, la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare al Comunei Orbeni pe trimestrul 4 din anul 2021, legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică republicată, legea 15 privind legea bugetului de stat, în baza articolului 129 alineatul 1 alineatul 2 litera B și alineatul 4 litera A și articolul 196 alineatul 1, litera A din urgent numărul 57/2019 din codul administrativ, hotărăște articolul 1. Se aprobă execuția bugetului local al Comunei Orbeni pe trimestrul 4 din anul 2021, conform anexei 1, care face parte integrată din prezenta hotărâre. Și articolul 2. Cu ducerea în deplinirea prezentei hotărâri se încredințează primarul Comunei Orbeni. Cam asta ar fi încheierea exercițiului pentru anul 2021. Mulțumim domnului primar pentru materialul prezentat. Dacă vrea să intervină cineva pentru materialul de la punctul numărul 1. De pe ordinea de zi. Să punem la vot punctul numărul 1 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă?
Abține? Să abține domnul Dan Mura. Mergem mai departe cu punctul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al UATC Orbeni pentru anul 2022, inițiator primar Popa Costache. Dăm cuvântul domnului primar. Da. Vreau să încep prin a prezenta nota de fundamentare la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al UAT Orbeni pentru anul 2022. În conformitate cu următoarele prevederi legale, legea bugetului de stat pentru anul 2022, legea 273/2006 privind finanțele publice locale, legea educației naționale numărul 1/2011, legea 571/2003 privind codul fiscal, în baza adresei 5954 din 11/11/2021 a Școlii Generale numărul 1 Orbeni, prin care se solicită alocarea de fonduri pentru susținerea cheltuielor de transport pentru cadre didactice și a notei de fundamentare numărul din ianuarie 2022 privind necesitatea fondurilor de finanțare complementară pentru acoperirea cheltuielilor din anul 2022, adresele 86/5/2022, 181/25/2022 ale Direcției Județene a Finanțelor Publice Bacău, adresa numărul 3288/8/2022 a Consiliului Județean Bacău, prin care sunt comunicate sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri și sumele din cote defalcate din impostul pe venit și estimările orientative privind sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată și din cotele defalcate din impostul pe venit pentru anii 2022-2024. Ținând cont de prioritățile de finanțare conform strategiei de dezvoltare economico-socială a Comunei Orbeni, a politicilor fiscale și bugetare, precum și a priorităților stabilite în formularea propunerilor de buget, asigurând dimensionarea cheltuielilor în limitele veniturilor, propunem spre aprobarea Consiliului Local Orbeni bugetul general estimativ de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 în următoarea configurație. Venituri. Veniturile bugetului local pentru anul 2022 au fost fundamentate în conformitate cu prevederi legii 273/2026 actualizată, care dispune la articolul 13 cheltuielile unui buget se acoperă integral din veniturile bugetului respectiv, inclusiv din excedentul anului precedent. Veniturile totale sunt în structură după cum sunt structurate după cum urmează. Venituri proprii 874.000 lei, cote defalcate din impostul pe venit 458.000 lei, sume alocate din cotele defalcate din impostul pe venit pentru echilibrarea bugetului locale 657.000 lei, sume repartizate din fondul la dispoziția Consiliului Județean 456.000 lei, sume alocate din TVA pentru activități descentralizate, învățământ 283.000 lei, burse pentru elevi 124.000 lei, tichete creșe și pentru grădiniți 30.000 lei, drepturi copii CES 26.000 lei, asistență social și indemnizații 970.000 de lei, un total de 1.433.000 lei. Cote defalcate din TVA pentru drumuri, Consiliul Județean 216.000 lei. Suma alocată din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 1.981.000 lei. Subvenții de la alte administrații, de la alte nivele ale administrației, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrații Publice, numărul 171.010.000 lei. Subvenții de la alte nivele ale administrației, AJPIS-ul, 34.030.000 lei. Subvenții de la alte nivele ale administrației, FDR-ul, 501.030.000 lei. Total venituri, 6.781.070.000 lei. La parte de cheltuieli, fundamentarea bugetului pentru anul 2022 s-a realizat pentru secțiunea de funcționare care cuprinde cheltuieli curente pentru realizarea atribuțiilor și competențelor stabilite prin lege, cheltuieli de personal, cheltuieli materiale cu prestarea serviciilor, transferuri, asistență socială și alte cheltuieli în condiții lege și secțiunea de dezvoltare care cuprinde cheltuieli de investiții. Fundamentarea cheltuielor materiale și prestări de servicii s-a efectuat pe baza calculelor proprii și actelor normative specifice fiecărei activități, precum și a normativilor de cheltuieli. S-a analizat necesitatea, oportunitatea și eficacitatea fiecărui cheltuieli, asigurându-se condiții normale de funcționare a instituției în condițiile unui regim sever de economii. Bugetul local al Comunei Orbeni, în valoare de 6.781.070.000 lei, va fi repartizat astfel pentru secțiunea de funcționare 4.667.040.000 lei, 69 pondere din buget și 31% din buget. Pe capitole de cheltuieli, autorități publice, cheltuieli de personal 510210,
fost repartizată suma de 1176.000 lei, calculate pentru un număr de 14 funcționari și 2 demnitari și 12 consilieri locali. La capitolul bunuri și servicii, suma de 800,50.000 lei, repartizată pe următoarele articole: 36,50.000 pentru încălzit iluminat, 25.000 carburanți pentru număr de 3 autoturisme, 4.000 pentru piese de schimb, 59.000 poștă, telecomunicații, internet, 12.000 materiale cu acte funcționale, 10.000 cheltuieli cu întreținere și funcționare, 120.000 lei documentații și avizii CRAP, 15.000 lei reparații curente, 91.000 cheltuieli cu executarea silită a creanțelor, 5.000 lei cheltuieli cu pregătirea profesională, 40.000 lei cheltuieli cu strângerea câinilor fără de stăpân și în jur de 419.000 lei cheltuieli de cadastru sistematic, servicii de consultanță și asistență în contabilitate, cheltuieli cu achiziții publice, asistență, întreținere soft, asistență și întreținere echipamente, alte cheltuieli pentru întreținere și funcționare. La partea de capital, 165.000 lei pentru refacerea infrastructurii IT a primăriei și achiziția de mobilier și aparatură birotică. La capitolul transferul caracter general între diferite niveluri ale administrației, capitolul 56, transferul din bugetele locale pentru instituții de asistență socială pentru persoane cu handicap instituționalizate, 30.000 lei. La capitolul ordine și siguranță publică, capitolul 61, avem cheltuieli de personal la 55.000-90.000 lei, bunuri și serviciu 3.010.000 lei. Învățământ, cheltuielile cu bunuri și servicii. Total sumă 419.000 lei, din care sume alocate din TVA, cheltuielile prevăzute la articolul 104 alineatul 2 litera B până la D, suma de 283.000 lei, suma alocată din bugetul local 136.000 lei, astfel transport cadre de datice 45.000 lei, 25.000 obiecte de inventar, pregătire profesională 3.000 lei, protecția muncii 3.000, încălzit și iluminat 34.000, cheltuieli cu microbuzul pentru transportul elevilor combustibil 3.500.000 lei, asigurări ITP-ul vinietă 6.000, reparații 6.500.000 lei, asistență socială 74.000 lei, din care 26.000 pentru finanțarea drepturilor copilor cu CES, 30.000 pentru tichete sociale, 18.000 pentru premii pentru elevii cu rezultate deosebite la învățătură și cadouri pentru sărbătorile de iarnă, 12.000. Alte cheltuieli, 124.000, ce reprezintă bursele școlare. La partea de capital, avem repartizată suma de 1.021.030.000 lei, din care construire grădiniță cu 3 săli de grupă în satul Scurtea, 215.000 lei, reabilitare termică, creșterea eficienței energetică în școli, la școala numărul 1 Orbe, 50.000 lei, amenajare curtea interioară, școala 3 Scurtea, 200.000 lei, creșterea gradului de participare a elevilor din Comuna Orbe la procesul de învățare online în contextul crizei SARS-CoV-2, prin achiziția de echipamente IT în valoare de 556.030.000 lei, din care buget local 55.000 lei. La cultură, recreere, religie, cheltuieli de personal 61.060.000 lei, cheltuieli cu bunuri și servicii 97.000 lei, din care 12.000 pentru energia și serviciile de telefonie, 5.000 carburanții pentru transportul ocazional al grupului SPIC de grâu de la Orben și organizarea diverse evenimente, 30.000 continuare și dezvoltarea activității în cadrul proiectului Cântec Popular Partii de Sufletul Satului meu, grupul SPIC de grâu de la Orben și grupul de dansatori și 50.000 de lei alocați pentru organizarea Festivalului Grâu ediția a doua, ziua de 8 martie și ziua de 1 iunie. La capitolul culte a fost repartizată suma de 105.000 lei pentru cele patru parohii din satul Orben. A fost repartizată suma de 25.000 lei pentru fiecare parohie în parte și 5.000 pentru parohia Pistil Vechi. La capitolul asigurări și asistență socială, capitolul 68, cheltuieli de personal, asistență personală 830.000 lei, indemnizații persoanei cu handicap 140.000 lei, cheltuieli de personal centru de zi 277.000 lei, cheltuieli cu bunuri și servicii, centru de zi, 20.000 lei, ajutor încălzirii AGPIS, 34.030.000 lei, stimulent pentru financiar pentru nou născuți, 20.000 lei și acordarea sumelor de 500 de lei per dosar de căsătorie pentru împlinirea celor 50 de ani de căsătorie, 4.000 lei. La servicii și dezvoltare publică au fost repartizate cheltuieli pentru bunuri și servicii și cheltuieli de capital, consum energie, întreținere reparat iluminatul public, iluminat public festiv de sărbători, contribuția 0,12% declarația NRSC și cheltuieli de capital
pentru implementarea sistemului supraveghere video în satele Orbești și Scurta 150.000 lei și întocmire documentației punct 50.000 lei. La partea de protecția mediului, cheltuieli de capital 65.000 lei pentru programul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău 35.000 lei și pentru amanajarea celor două platforme de gunoi în satele Orbești și Scurta câte 15.000 lei pe fiecare. La transporturi, capitolul transporturi, cheltuieli cu bunuri și servicii 175 de lei reprezentând întreținere și reparații utilaje, din dotare, carburant, asigurarea carburanților, întreținere și reparații drumuri, asigurarea materialelor de derapant pentru sezonul rece 2022-2023. Iar de partea de cheltuieli sunt cele 5 proiecte pentru modernizare de drumuri și construire de porduri, unde s-au alocat suma de 853.000 lei. Total cheltuieli 6.981,70 lei, din care din bugetul curent 6.781,70 lei, iar din excedentul anilor precedenți suma de 200.000 lei. Cheltuielile locate așa, bugetul de venituri și cheltuieli luate pentru anul 2022 va avea următoarea formă și distribuire pe trimestre. În trimestru total de prevederi 6.781,70 lei repartizate în trimestru 1. 1.892,15, trimestru 2, 1.671,75, trimestru 3, 1.614,80, trimestru 4, 1.603 și cheltuieli 6.981,70 pe total an. Repartizate în trimestru 1, 1.942,15, trimestru 2, 1.721,75, trimestru 3, 1.664,80, trimestru 4, 1.653,000. Excedentul anual bugetului local la închiderea exercițiului financiar anterior se poate utiliza ca sursă finanțare de finanțare a cheltuielilor de investiții și pentru acoperirea temporară a lor de casă și pentru acoperirea definitivă a deficitelor pe secțiuni, pe secțiunea de dezvoltare. La finele anului 2021, excedentul bugetului local este în sumă de 593.485,99 lei, din care se utilizează suma de 200.000 lei pentru proiectul de investiții, modernizare drumului de interes local, strada școlii și construire pod în punctul Bucurăi Nevurai din satul Scoată. La sursa ISU sau activități autofinanțate, avem aici alimentare cu apă cu buget de 140.000 de lei anual, repartizate în trimestru 1, 56.000, în trimestru 2, 33.000, în trimestru 3, 33.000 și în trimestru 4, 18.000 lei. La salubrizare, 400.000, din care 77 în trimestru 1, 100 în 2, 95 în 3 și 128.000 în 4. La cămin ne-am propus realizarea unui buget venituri de 8.000 lei, repartizate în mod egal pe fiecare dintre cele 4 trimestre. Și la pășune comunală avem 70.000, repartizate în trimestru 1, 2.000, 2.000, 2.000 și trimestru 4, 64.000 lei. Și aici avem un excedent de 357.000, 382,91 lei. Prezenta notă de fundamentare a fost întocmită în vederea înaintării proiectului de buget pentru anul 2022 pentru aprobare, spre aprobare, Consiliul de Valori Comunei Orbeni. Și să dau citire și proiectul de hotărâre. Dă-mi un pic dosarul. De proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Orbeni pentru anul 2022. Având în vedere prevederile legii 273/2006 modificate și actualizate, legea bugetului de stat pentru anul 2022, adresele 86 respectiv 181 ale Direcției Finanțelor Publice Bacău, 3288 a Consiliului Județean Bacău, având în vedere articolul 129 alineatul 1 alineatul 2 litera B și alineatul 4 litera A și articolul 196 litera alineatul 1 litera A din ordonanța de urgență a guvernului numărul 57/2019 din codul administrativ hotărăște. Articolul 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Comunei Orbeni pentru anul 2022 în configurația prevăzută la anexa 1 la prezenta hotărâre. Articolul 2. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli din activități autofinanțate, sursa E, în sumă de 618.000 lei, în configurația prevăzută la anexa 1 la prezenta hotărâre. Articolul 3. Se aprobă bugetul de cheltuieli al donatorului terțiar de credite Școala Gimnazială Orbeni, în sumă de 543.000 lei,
433.000 din TVA și 110.000 din bugetul local, astfel transport, cadre didactice 45.000, 25.000 obiecte de inventar, pregătire profesională 3.000, protecția muncii 3.000, încălzit și iluminat 34.000. Articolul 4. Se aprobă lista de investiții pentru anul 2022 conform anexei 2 la prezenta hotărâre. Articolul 5. Se aprobă utilizarea sumelor din excedentul anului precedent pentru finanțarea următorului obiectiv de investiții. Suma de 200.000 lei pentru obiectivul de investiții, modernizare drum de interes local, strada școlii și construire pod la punctul Bonțoi Neculea din satul Scurta. Articolul 6. Se aprobă alocarea sumei de 35.000 lei pentru continuarea și dezvoltarea activității în cadrul proiectului Cântec Popular Parte din Sufletul Satului Meu, Spic de Grâu de la Orben, la care se adaugă și formarea unui grup de dansatori. Articolul 7. Se aprobă alocarea sumei de 50.000 lei pentru organizarea Festivalului Grâului ediția 2-a, ziua de 8 martie și ziua de 1 iunie. Se aprobă alocarea sumei de 12.000 lei pentru școlar și preșcolar cu ocazia sărbătorilor de iarnă și suma de 6.000 lei pentru premierea elevilor cu rezultate deosebite la învățătură. Articolul 9. Se aprobă alocarea sumei de 20.000 lei reprezentând stimulent financiar pentru nou-născuți. Articolul 10. Se aprobă alocarea sumei de 105.000 lei pentru susținerea cultelor reparizate pentru fiecare parohie în parte astfel, după cum v-am spus. Articolul 11. Se aprobă susținerea obiectelor de investiție astfel. Refacerea infrastructurii IT și achiziția aparatură birotică în sumă de 165.000 lei, construirea grădinițe cu 3 săl de grup în sat Scurta, școala numărul 1 Scurta, cu suma de 215.000 lei, reabilitare termică școala gimnazială numărul 1 Orbe, 50.000 lei, amenajare curte interioară sat Scurta, școala 3 Scurta, 200.000 lei, creșterea gradului de participare a elevilor din Comuna Orbe la procesul de învățare online în contextul crizei SARS-CoV-2 prin achiziția de echipamente IT, în sumă de 556.030.000 lei, din care cofinanțare buget local 55.000 lei, întocmire punct documentația vizii ridicări topă 50.000 lei, implementare sistem supraveghere video în satele Orben și Scurta 150.000 lei, amenajare platformă de gunoi în satele Orben și Scurta 30.000 lei, proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în Comuna Orben 35.000 lei, modernizare drumuri de interes local în satele Orben și Scurta și construire pod în punctul Biserica Capela Dormirii Maicii Domnului cu străzile Unirii, Zanfirești, Chelmușești, Țițulești, Făinești, Trăinu, Irena 1, Casa Parohială până în Pola Sumănaru, Coasta Mori, strada Luz, strada Gării, strada Biserica Talpă 1, Talpă 2, strada Părului, strada Tineretului, strada Trăinu, Irena 2, de la Pola Sumănaru până în strada Răzeșilor, suma de 25.000 lei. Modernizare drumuri locale de R250 și de R158 și consolidare pod punctul Vadul Chiriți în Comunul Orben, 20.000 lei. Modernizare drumuri de interes local pe strada școlii și construire pod punctul Bonțoi Neculea în sat Scurta, 300.000 lei. Modernizare drumuri de interes local în satele Orben și Scurta, strada Țarnă, Luz, Brutării, Pietriș, Viilor, plus de 1631. Strada Nicolae Negri, Sancrinul, Luminii, Grigorie Bădâncă, Șipote, Făinești, completarea racordului care nu au fost cuprinse în etapa 1 de la Duhalmul Ierache până la Andronic Vasile și a Catronic Castel, de la Andronic Madalina până la Duhalmul Tudor și de la Faine Cușor până la Gora Marița, strada Cucovei și construire pod, strada Cucovei, virgulă, strada Biserica Albă, în completare de la Biserica Albă până la Familia Ganea, strada Biserica Nouă, strada Bradului, în completarea drumului de la Familia Neicolai până la Barieră, în satul Scurta, Comuna Orben și Bacău, așa înlocă suma de 488.000 lei. Modernizare drumuri de interes local în satele Orben și Scurta pentru străzile Dos Orben, Biserica Ciuca, consolidare pod punct Ciorcea în sat Scurta, construire pod punct Sumănaru în sat Orben, construire pod punct Albert în sat Orben, construire pod punct Damian în sat Scurta, construire pod în punctul Zicaru, Chidic Laurențiu în sat Scurta în suma de 20.000 lei. Se aprobă utilizarea cantității de combustibil pentru autoturismele cu numere de matriculare 97 prin 3600 litri pe an, 29 pri 1800 litri pe an, 73 pri 1200 de litri pe an, 01 CZI 1200 litri pe an, 07 VSG 3600 litri pe an, 100 Orben buldo excavatorul 4800 de litri pe an și tractorul 70 Orben 4800 de litri pe an. Drujba, 50 de litri pe an, generator 100 de litri pe an, cositor 4 bucăți, 100 de litri pe an. În ipoteza achiziunii de utilaje sau echipamente a căror funcționare implică consum de combustibil lichid, cota de combustibil va fi stabilită la nivelul echipamentelor existente.
Sumele înscrise în bugetul anului 2022 vor avea baza legală de efectuare a acestora și vor fi stabilite prioritățile în angajarea cheltuielilor corelate cu resursele bugetare posibil de realizat. Și articolul 13, executivul, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndemână prezenta hotărâre. Cam asta ar fi ceea ce înseamnă bugetul, propunerile pentru realizarea bugetului pentru anul 2021-2022. Mulțumim domnului primar pentru materialul prezentat. Da, aș avea o intervenție. Îl rog pe domnul consilier Moraru Dan să oprească telefonul și să-l vadă în zonă. Avem filmul care filmează, care înregistrează, care... Mi se pare că eu filmez. Nu ați fost deloc atent la... Există o obligație în sensul ăsta? Da. Bun. Vă rog să-mi prezentați. Da, eu cu obligații morale. Da, obligații morale. N-am fost atent, așa vă să bătesc contra. Dacă sunt intervenții... Am eu o intervenție. Domnul secretar, vă rog să menționați în procesul verbal ca și semn de protest, că se pare că trebuie să părăsesc ședința. Domnul președinte, nou intrat în atribuții pentru următoarele 3 luni, pare că este chitit. Iar un grad să fie atent la materialul. Nu puteți obliga dumneavoastră pe mine să fac ceva într-o ședință prin care sunt adus aici camionul la abator. Proiectul ăsta de buget mi-a fost pus pe scaun înainte să intru în ședință. Și dumneavoastră, tot dumneavoastră mă căutați să scoate la mine ce. Vă dați seama ce se întâmplă dacă... Urma să vă rog... La ce să fiu atent la proiect de buget citit, când eu trebuia să am minim 5 zile înainte de ședința asta să-l documentez? La ce să fiu atent? V-am spus de la începutul ședinței că mă abțin la proiectul de... de ședință. Trebuie la cuvânt. Da, asta te-am rugat. Păi vă deranjează că stai pe telefon ca să ce? Păi ți-am ce să facă altceva? V-am spus, m-am abținut la întreg proiectul de ordine de zi. N-am cum să fiu atent la ceva care nu am cum. Deci, pe marginea materialului prezentat de la punctul numărul 2, prezentat de domnul primar, am exprimat poziția legată de... Ce vrea să intervină la... Da, l-a rugat, că numai... Deci domnul consilier Pantu Viorel vrea să ia cuvântul. Nu știu dacă l-am citit prea rău. El nu m-a s-a uitat pe telefon. Eu zic să ne calmă. Haideți să mergem de spatele. Da, mă rog, ia când noi nu comentăm. Așa, eu știu să dau vina pe tinerețe, știți? Și lipsa de experiență în astfel de situații. Trebuie răbdare, trebuie descărtut, trebuie să vină cu argumente, dacă le are și nu. Forma asta nu vă avantajează. Dar, rog, e părerea mea. Am răsfăit cifre de privind atât partea de venituri, cât și cheltuieli de bugetului luate ordine pentru anul 2022 și constat că atât pe partea de venituri cât și pe cheltuieli, sumele sunt echilibrate. Prin urmare, e o construcție destul de amplă, o construcție laborioasă, care necesită nu numai efort de gândire, dar și de alcătuire a tuturor capitolelor, astfel încât să asigure funcționarea, atât pe partea de funcționare, cât și pe partea de dezvoltare, consider că sumele sunt echilibrate. Ceea ce demonstrează că s-a lucrat cu responsabilitate la întocmirea bugetului. Cred totuși că în anumite puncte, unele sume puteau fi, sunt mai mari și puteau fi diminuate. Asta nu înseamnă că nu se va întâmpla acest lucru, mai ales că în discuțiile dinaintea ședinței, discuțiile pe comisii, am arătat că e nevoie ca, începând fiind și de anul acesta, cu regret că n-am început-o mai demult,
să găsim modalități de stimulare a micului producător despre care nu ne-am ocupat până acum, pe regretul nostru, dar aș ruga factorii din executiv să reflecteze asupra acestui lucru, astfel încât chiar în acest, din început în acest an, să-și găsească locul și astfel de sume necesare pentru stimularea micului producător, a inițiativa privată, unde văd că lipsește vina noastră tuturor, nu ne-am implicat și în această parte a activității noastre, fiindcă prin măsurile noastre putem sprijini, din punct de vedere administrativ, crearea unor ferme zootehnice, piscicole, piticole, putem moderniza, știu eu, o stână, două, folosind astfel și pășunile. De asemenea, consider că trebuie să ne implicăm în valorificarea resurselor naturale, dar și a celor istorice. Cu aceste completări, dacă este îngăduit, bugetul îl voi vota cu această reținere și anume aceea că v-aș îndemna pe toți domnii consilieri să țineți cont și de aceste aprecieri, care nu fac altceva decât să completeze materialul prezentat. Mulțumesc! Mulțumim domnului consilier Pantu Gădel. Dacă mai vrea cineva să se înscrie la cuvânt pe marginea punctului numărul 2 pe ordinea de zi. Nu mai vrea să mai intervină nimeni. Supunem la vot punctul numărul 2 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Sub rezerva, dacă vă rog frumos să țineți la cele propuneri. Împotrivă? Abțineri? Deci, în afară de dată, tot sub acoperire. Mergem mai departe cu punctul numărul 3 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării planului de analiză și acoperire a riscurilor, inițiator primar Popa Costache. Da. Bun, periodic, ori câte ori intervin modificări, fiind structură, fiind tot ceea ce ține de analiza riscurilor care sunt înregistrate pe raza comunii sau, știu eu, sunt manifestări, sunt condiții, contexte, care conduc la ideea că, la un moment dat, ar putea interveni, știu eu, modificări, periodic, așa cum spuneam, se face această actualizare a planului de analiză și acoperire a riscului la nivelul comunii noastre, da? Poate Comuna Orbeni. Este un document destul de amplu, stufos, întocmit cumva în amănunt. Pornește de la tot ceea ce înseamnă riscuri generatoare de situații de urgență, poziționarea geografică, reliefului Comunei Orbeni, cu tot ceea ce înseamnă caracteristici climatice, rețea hidrografică, populații, căi de transport, dezvoltarea economică, infrastructurii locală, analiza riscurilor pe tipuri, așa cum ele sunt sau se pot manifesta în raza localității noastre, riscuri naturale, tehnologice, biologice, incendii, sociale, alte tipuri de risc, a metodelor și mijloacelor prin care putem acoperi aceste riscuri, etapele de realizare obiectivelor, fazele de urgență în acțiunile de intervenție, acțiuni de protecție și intervenție, instruirea personalului implicat, nu în ultimul rând, resursele umane, materiale, financiare implicate și toată logistica acțiunilor. În partea de anexă a acestui document și implicit document care se vrea fi și anexă la hotărârea pe care noi o supunem analizei astăzi, este dezvoltată componența Comitetului Local pentru Situații de Urgență, da, CLSU, de la nivelul localității Orbeni, organizarea și componența Centrului Operativ cu Activitate Temporală, prescurtat COAT, lista autorităților și factorilor care au responsabilități în analiza și acoperirea riscurilor, atribuțiile autorităților și responsabilităților cuprinși în acest plan de acoperire a riscurilor. Avem și o parte grafică a acestui document descriptiv, o hartă a riscurilor și zonelor afectate de pe raza Comunei Orbeni, afectate sau care pot fi afectate, componența nominală a Comisiei de Evaluare a Pagubelor produse în urma situațiilor de urgență, riscuri potențiale în localitățile vecine care pot afecta localitatea noastră,
Schema fluxului operațional, informațional, decizional, care trebuie pusă și mobilizată ori de câte ori asistăm la astfel de evenimente nedorite, stabilirea locurilor, spațiilor de evacuare în caz de urgență și dotările acestora, regulile de comportare în cazul producerii unei situații de urgență, atât la nivelul instituțiilor, în relație instituții-cetățeni, la nivelul cetățenilor. Practic toate aceste aspecte au fost avute în vedere, revizuite, actualizate și tocmai de asta s-a pus problema inițierii acestui proiect de hotărâre și implicit adoptării unei hotărâri în acest sens. Dau citire raportului de specialitate, având în vedere prevederea articolului 6 alineatul 1 și 2, conform căreia planul de analiză și acoperire a riscurilor, denumit în continuare PAR, se întocmesc de Comitetul Local pentru Situații de Urgență și se aprobă de Consiliul Local. PAR-ul se întocmește să aprobă în termen de maxim 60 de zile de la aprobarea de către prefect a schemii cu riscurile teritoriale din UAT și se actualizează la fiecare început de an sau de două ori pe an sau, firește, ori de câte ori apar alte riscuri decât cele analizate sau modificări în organizarea structurilor care, potrivit legii, au atribuții ori asigură funcții de sprijin privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență în profilul teritorial. Având în vedere articolul 13 aliniatul A din legea 307, articolul 14 aliniatul A din ordinul 163/2007, inițiativa primarului comunei Urbeni privind actualizarea PAR-ului este supus spre aprobare prezentul proiect de hotărâre. Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării planului de analiză și acoperire a riscurilor. Proiectul de hotărâre, având în vedere proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Urbeni, referatul compartimentului de specialitate, compartiment cu atribuții în zona situațiilor de urgență, expunerea de motive a primarului, prevederea articolului 10 litera D din legea 481/2004 privind protecția civilă republicată actualizată de prevederile Ordinului Administrației Publice 132/2007, în temeiul articolul 129 aliniatul 1 și aliniatului 9, articolul 45 aliniatul 1 și 196 aliniatul 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019 privind codul administrativ. Hotărăște, se aprobă actualizarea planului de analiză și acoperire a riscurilor, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2, cu ducerea la îndeplinirea prezentei, se încredințează primarul comunei Urbeni și, firește, prezenta hotărâre va fi comunicată instituției prefectului județului Bacău, inspectoratului județean pentru situații de urgență, Maior Constantin Iene, și va fi adusă la cunoștința publicului prin afișare. Cam despre asta ar fi vorba la acest punct de ordine de zi. Mulțumim domnului secretar general pentru materialul expus. Dacă sunt intervenții la punctul numărul 3? Nu sunt intervenții. Să punem la vot. Cine este pentru materialul de la punctul numărul 3? Da. Împotrivă, abține. S-a votat. Trecem în continuare la punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 4 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Inițiator primar Popa Costache. Dăm cuvântul domnul secretar. Bun, prin adresa 627, Asociației Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, ni s-a solicitat să supunem analiză, practic să aprobăm actul adițional numărul 4 la documentul de poziție în proxima ședință ordinară. Având în vedere hotărârea adunării generale ADIS numărul 2 din 26.1.2022, prin aprobarea actului adițional numărul 4 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău, da? Am fost rugați ca în prima ședință de Consiliu Local, pe care o desfășurăm, să supunem aprobării proiectului de hotărâre comunicat. Dau citire proiectului de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 4 la documentul de poziție privind modul de implementare al proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău, având în vedere prevederile legii 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, modificările și completările ulterioare, prevederile ordonanței de urgență a Guvernului 92/2021 privind regimul deșeurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare, prevederile hotărârii adunării generale Asociației ADIS Bacău numărul 11 din 20/12/2013 pentru aprobarea actului adițional numărul 1
la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău, prevedere hotărârii numărul 5 din 11.04.2018 privind aprobarea actului adițional 2 la documentul de poziție, sistem de poziție privind modul de implementare al proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău, hotărârea adunării generale a asociațiilor ADIS, la fel, prin care s-a aprobat actul adițional 4, hotărârea numărul 2 din 26.01.2022, practic s-a ajuns la modificarea cu numărul 4 actului adițional inițial, a documentului de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău, prevederile ordonanței cu Guvernului 26 din 2001 cu privire la asociații și fundații cu modificările și completările ulterioare, ordonanța de urgență a Guvernului 57 din 2019 din codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, rapoartele comisiilor de specialitate, raportul de specialitate al compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, expunerea de motive a primarului Comunei Urbeni, adresa ADIS citită anterior, hotărăște. Se aprobă actul adițional numărul 4 la documentul de poziție conform anexei numărul 1 privind modul de implementare al proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Prezenta hotărâre poate fi adaptată în condițiile legii, articolul 3, hotărârea. Prezenta hotărâre va fi comunicată primarului Comunei Urbeni, instituției prefectului județului Bacău, ADIS Bacău, în grijă a secretarului Comunei Urbeni. Da. Mulțumim domnului secretar pentru materialul prezentat de la punctul numărul 4. Dacă aveți intervenții pe marginea materialului de la punctul numărul 4. Nu sunt intervenții, să punem la vot. Cine este pentru punctul numărul 4 de pe ordinea de zi? S-a votat. Împotrivă? Abține? Domnul președinte, dacă îmi permiteți. Domnul consilier Popa, vrea să iau. Punctele 5, 6, 7 și 8, prin proiecte dezbătute, aprobate de chiar 2-3 ani de zile, fiind în plin curs de, ziceți aici, de actualizare a divizului general, să le discutăm pe toate odată. Nu e vorba de actualizarea divizului general, e vorba doar de actualizarea cererii de finanțare. Păi, vedeți? Pentru că cererile, proiectul a fost depus către Ministerul Dezvoltării, și au rezultat niște clarificări. În urma verificărilor au rezultat că unele cereri nu corespund cu datele, fie din deviz preluate, fie din hotărârea de Consiliu. Și ca atare, modificându-se numărul cererii de registrare, regula de data asta spune că trebuie aprobată revizuirea asta, trebuie să o aprobe Consiliul Local. Adică noile cereri trebuie să însoțite pe platformă și de către hotărârea de Consiliu. Fac precizarea că nu se modifică niciun fel de cifră, ci doar, dacă ne uităm în câteva din observațiile care sunt la unul deci avem aici adresa practică analitică a tot ceea ce s-a depus și tot ceea ce necesită un proiect. Fiecare punct verificat a fost bifat cu da sau nu, eventual acolo unde a fost cazul s-au făcut mențiuni pentru clarificări. Sunt niște chestiuni, dacă vreți, în primul rând, mai mult tehnice. Deci, corect. Valorii... Propuneam urgentarea procedurii. Am înțeles. Că nu. Oferim niște explicații corect. Și în funcție de asta, dumneavoastră, să deci, raportați la unul sau la altul. Trebuie... Da. Având în vedere, deci avem noi în vedere aici, că trebuie fiecare proiect supus pe aprobare individual. Dar procedura urgentată, pentru simplu motiv că... Noi explicăm care e cauza la toate proiectele. Și dacă sunteți de acord, procedura de votare fost de proiectul numărul 4, care reprezintă ce reprezintă, dumneavoastră vă decideți. Mai ales că am înțeles la lucrările pe comisii despre ce este vorba, sunt proiecte în curs, tot Consiliul Local știe, sunt avizate. Ați observat că și în nota de fundamentare și în proiect de votare la buget, sumele sunt ca distanță foarte mari între ele. Dar unele sunt cu pași pe zona tehnică, ca și proiectare, sau alte documentații tehnice mult mai avansate, altele au rămas mai în urmă, că nu le puteam cuprinde pe toate, că așa au fost situațiile financiare la momentul ăla. Unele au 20.000, alte 25.000, și acolo unde se impună suplimentarea de sume, avem ca rezervă fondul de rulment, sau excedentul anului anterior, și vom completa. Dar pe anumite proiecte, proiectele tehnice sunt realizate, urmează doar o parte din avizii sau altceva în completare. Dar de data asta sunt doar câteva chestiuni de ordin, de preluare, nici măcar tehnic. Vă dau câteva exemple, dar îmi spune că în cererea de finanțare și platforma electronică este o eroare la punctul 4, persoana de contact, da? N-avea numărul telefon trecut, ca idei. Sau,
diferențierea între modernizare și consolidare. Cu apărut trebuie să explicăm termenii ăștia, să înțeleagă finanțatorul despre ce e vorba. Și acum, consultându-și cu proiectantul, am găsit soluția, am, oricum ele sunt completate, pregătite, mai trebuie elaborate aceste hotărâri, cele patru hotărâri, urcate pe platformă, că timpul de răspuns e ultima zi, 14 februarie. Și o coincis acum. Deci cel puțin valoric nu se modifică nici măcar cu un leu. Toate aceste valori. Lucruri. Și asta e motivul ca să înțelegem și nu înțeleg de ce supărarea lui Dan Moraru, pentru că ești din ședință. Nu puteam să pun, indiferent dacă aș fi avut la dispoziție material 5 zile înainte, fie el și bugetul, pentru că termenul final legal este de 10 februarie, iar dacă vă uitați și în nota de fundamentare, pe 8 seara am primit cifre de la Consiliul Județean, care automat, necunoscându-le valoarea, quantumul, am fost nevoiți ca și noi să lucrăm toată ziua, să reechilibrăm, să reașezăm, ca să aveți ce pune la dispoziție într-un, zic eu, într-o formă finală. Și astăzi, la ora 10, am primit hotărârile cu poșta. Deci astăzi la 10. Deci eu am înțeles perfect procedurile. Nu cred că ăsta e un motiv să ne supărăm sau să ne aplicăm mai cu atenție. Luăm în considerare orice propunere, orice variantă. Le discutăm și pe parcursul anului. Că bugetul ăsta nu-i bătut în cuie dacă l-aprobăm astăzi, se mai mișcă până în 31 decembrie. Nici de cum. Sunt, dacă apar oportunități, proiecte sau, eu știu, alte lucruri care le-am mai dezbătut și le-am notat ca atare de la dumneavoastră din sală, o să le discutăm probabil în ședințele următoare și vom găsi posibilitatea financiară, dacă e nevoie, să o acoperim și să mișcăm lucrurile. Nu trebuie să ne supărăm sau să facem alte lucruri, că are cineva ceva cu cineva. Da, mulțumim domnului consilier Popa pentru intervenție, dacă mai sunt alte intervenții. Nu mai sunt. Sunteți de acord să mergem la punctul 5? Păi nu, deci s-au dus pe toate cele patru, da. Ca și... Da, s-au și votat, cum acum are luatele pe toate, 4, 5, 6, 7, la recomandare, să le supuneți la vor și să închidem. Da, dar eu sunt de acord. Deci la panchetul, da. 4, 5, 6. 4 s-au supus. 4, 6, 7, da. Deci supunem la vot punctul numărul 5, de pe ordinea de zi. Da, sunt pe ordinea. Deci, votat... Să nu te pună invitare. Punctul numărul 6. La fel. Da, da. Punctul numărul 7. La fel. Punctul numărul 8. Da, sunt de fel. Mulțumim, domnule președinte, pentru implicare, pentru spiritul de atenție pe sală. Ascultare. Dacă mă ascultă. Domnul Dan, ce vă supărat? Doar atât cu punctul numărul 2 cu bugetul și azi să fii atent. Altceva... Nu cred că a luat de la... Probabil că avea probleme. De la Simion. Deci a fost... La care s-a muncit mult și nu i-a mai trebuit. Nu doar atât. Ședința de astăzi a luat sfârșit. Mulțumim.